pentru începerea școlii, părinții sunt obligați să prezinte de la medicul de familie o adeverință prin care atestă că respectivul copil este sănătos sau doar pentru cei cu afecție? Am avut la această discuție să mers pe principiul că timpul este destul de scurt și să putem prelungi și prima săptămână sau a doua săptămână. Recomandarea mea a fost pentru cei care au patologii cronice pentru a putea decide dacă pot veni la învățământ față-înfață sau să aleagă opțiunea de învățământ online, atât pentru cei care sunt cu comorbidități, după cum bine știți, am lăsat această oportunitate.